Rețetă de pâine în 30 de minute, fără drojdie. Vă prezint pas cu pas o rețetă de pâine foarte bună și pufoasă, care se poate prepara fără drojdie, mai ales că în aceste zile drojdia nu se mai găsește în magazine. Se face în doar 30 de minute și este foarte gustoasă. Pentru această rețetă avem nevoie de 250 g iaurt, 1 ou, o jumătate linguriță zahăr, 300 g făină, un pachet de praf de copt și o linguriță de sare. Nici rasă, dar nici cu vârf. Punem toate ingredientele într-un castron. Și le amestecăm ca să iasă un aluat moale și lipicios. Acesta se toarnă în tavă sau într-o formă de copt tapetată. Putem urna pe deasupra cu diverse semințe. Coacem la cuptor 15 minute și o rupem după ce se mai răcește puțin. Este delicioasă și îți umple casa cu un miros îmbietor. Poftă bună!